Câte persoane vor fi disponibilizate? Conform reorganizării Ministerului Administrației și Internelor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolis-Umal Județului Sălaj organizează în perioada 14, 15, 18, 19 iulie 2011 concursuri pe 51 de posturi. În total sunt 89 de candidați subofițeri operativi, iar proba de concurs constă într-un interviu pe teme profesionale.